ne deplasăm pentru ceva treabă la capitală și dezbatem un subiect pe care l-am mai dezbătut noi aici, dar simt nevoia să, cum se spune, să reiterăm. Și anume, principalul subiect de azi de discuție, adică eu cu colegul Mihai și cu voi, salut, în comentarii, despre fotovoltaice. Tot mergem după, așa zis, instalatori. A pus oare și ce ghilimele, într-un fel meritat, într-un fel nemeritat. Și o să-mi explic de ce am spus treaba asta. De ce spun meritat? În primul rând, instalatorii de fotovoltaice n-au într-un fel nicio vină, decât modalitatea în care fac instalările. Hai să vă spun exact despre ce e vorba, ca să fiu mai clar. În cadrul programelor de fotovoltaice de la AFM există o sumă alocată. Mamă, ce culoare are! Să zicem, nu știu, 20.000 de lei și mai vine clientul cu 2.000 de lei, da? Acum, sincer, nu există instalator care să se încadreze în 22.000 de lei într-o instalație fotovoltaică, hai să zicem, nici măcar decentă, nu te poți încadra cu această sumă. Suma ce ar trebui să includă? Panourile fotovoltaice, cu tot cu structura, da, de coborâre. Apropo, unii folosesc CD-uri pe poza structură de coborâre, dar sărim peste. Dacă ce sunt CD-urile? Este structura pentru rigips. Sărim peste. Vorbim după aia. Așa. Cine știe ce înseamnă CD-uri, știe. Deci înseamnă așa, în 22.000 de lei. Vorbim suma generică, da? Panouri fotovoltaice de o anumită putere, da? Cât este prevăzută în programul AFM, structura pe care este fotovoltaice, structura de prindere pe acoperiș, conductorii de coborâre, inverterul, legătura la un grid, mă rog, diverse alte accesorii. Bun. Acum, sincer, dacă vrei să faci o lucrare minim decentă, minim decentă, atenție, nu am spus ultra hexa, minim decentă, dacă mă întrebați pe mine, fără 30.000 de lei, minim, nu se poate face o lucrare decentă pe fotovoltaice. Și când spun minim, spun minim. Sunt lucrări care nu poți face... Să mergem un pic mai jos. N-are nimic, se aude un pic de zgomot. Nu se pot face sub 35.000 de lei o lucrare decentă pe fotovoltaice. Și cu toate astea, instalatorii se încadrează în aceste sume. Și când spun se încadrează, se încadrează doar la nivel teoretic. Acum, sincer, dacă aduni așa dintr-o privire și te gândești așa, dom'le, un inverter, da? Hai să zicem 4.000 de lei. Deși, mă rog, e discutabil aici. Spunem 4.000, da? Mai sunt panourile. Păi frate, hai să zicem 10 panouri, da? 10 panouri, punem 800 de lei bucata. Punem prețuri generice. 8 ori 10, 8.000 de lei. Deci 8.000 și cu 4.000 inverterul s-a făcut 12.000. Cu structură. Stai puțin, inverterul este 4.000, 5.000 dacă este. Lasă-mă, am pus așa 4.000. Nu, am pus 4.000, n-am pus mai mult. Stai un pic că vorbim și de pe tema asta, ai răbdare un pic. Am pus niște sume derizorii, dar am pus 4.000 că presupune că-l ia domnule la Angro, nu contează. Deci 4.000 inverterul și cu 8.000 fotopanourile sunt 12.000, da? Mai costă structura, băi, dar lejer mai costă vreo 2.000 de lei. Așa. Deci 4.000 și cu 8.000, 12.000 și cu 2.000 structura, de aici e cu dus și întors, s-a făcut 14.000, da? Mai punem, hai să zicem, 1.000 de lei accesorii, deși este foarte puțin. S-a făcut 15.000, da? Ce mai punem? Că deja nu ne mai încadrăm în bani. Cabluri de alimentare. Stai un pic, am pus accesorii de 1000 de lei, n-am pus mai lucruri. Stai că n-am terminat. Sunt necesare. Stai un pic că n-am terminat. S-a făcut 15.000, da? De obicei clienții n-au împământare. Împământarea, dacă mă întrebați pe mine, numai materialele, atenție. Materialele fără săpătură sunt cel puțin 1000-1500 de lei. Cel puțin, și când spun cel puțin 1500, spun puțin. Da, hai să zicem 2.000 de lei fără săpătură. Fără săpătură, fără să mai sap șant. S-a făcut 17.000. Păi mie îmi spuneți mie că acum cu 5.000 de lei firma de fotovoltaice instalează
face acea instalare, că îi ajung bănuții, eu nu cred. Atenție, suma include TVA, ca să înțelegeți. Deci cum? Să te încadrezi în 5.000 de lei cu TVA inclus într-o instalare de fotovoltaice. În condițiile în care ai mașini, oameni, asigurări, motorină, piese de schimb și așa mai departe. Nu ai cum să te încadrezi în această sumă. În 5.000 de lei cu TVA inclus. Dacă scoatem TVA-ul, ies în 4.000 de lei. Nu ai cum să te încadrezi în această sumă. Mai ales că mulți vin de la Satul Mare, Baia Mare, Brașov, mă refer pe zona Ploiești, de exemplu. Sănătate. Mulțumesc. Deci toți vin de la kilometri. Și chiar dacă te deplasezi 30 de kilometri, nu ai cum să te încadrezi în suma asta. N-ai cum, efectiv nu ai cum. Să plătești și oamenilor diurni, așa mai departe. Poți să o rezolvi decât dacă pui materiale de calitate proastă. De exemplu, la inverter n-ai ce să faci, e Huawei, mă rog, știm ce Huawei sunt, sunt on grid, bun. Inverterul se presupune că îl iei, da? Panouri, frate, iei cei mai ieftini, te duci frumos la a îngrosi și spui, bă, eu vreau 10.000 de panouri că sunt în programul AFM, Casa Verde, ok, îți dă la preț bun, ok, te-ai rezolvat până aici. Bun, panourile și inverterul am rezolvat. Acum trecem la lucrurile interesante. Nu mai cumpărăm cablu solar, cumpărăm ce cumpărăm colegul? MIF. Da, pun băieții MIF. Nu pune MIF de 6, pune MIF de 4. Fără COPEX. Fără COPEX, da, că e scump, da. Deci, diferența de la cablu solar la MIF se cunoaște la niște, la niște kilometri de conductor. Se cunoaște. Bun. Deci, dintr-o dată am tăiat din costuri. Doi la mână. Structura profilelor. Poți să folosești structură de slabă calitate și cuprindere de slabă calitate. De altfel, cine s-a mai uitat un pic pe internet, sunt foarte mulți care s-au plâns că după ce l-a instalat panourile fotovoltaice le-a plăcut în casă. Pentru că se folosește varianta ieftină. Cine știe cât costă un prezon de prindere, de inox, pentru panourile fotovoltaice, cu garnitură serioasă, știe ce înseamnă costuri. Da? Se pot folosi costuri la un sfert de preț. Și când spun un sfert, spun mult. Deci tăiem o dată din conductor, da? Tăiem o dată din structură, parțial din structură, folosim piese de slabă calitate. Bun, la inverter nu mai punem SPD și cu fuzibile, nu mai punem separator, deși este obligatoriu. Deci ca să înțelegeți, pe fiecare string trebuie așa, protecție cu fuzibile, da? SPD, bineînțeles împământare la fotovoltaice, nu mai discutăm de treaba asta. Împământare separată, dacă n-ai împământarea casei, sub un om. Da, mă, lasă că ajungem și acolo. Deci, da. Deci trebuie împământare la fotovoltaice, trebuie separatoare cu fuzibile, trebuie SPD și un separator mecanic. Separatorul cu fuzibile nu ține de separare mecanică, separare fizică. Poți să faci, el este un separator, dar este recomandat să nu folosești acel separator cu fuzibile pe post de separator mecanic, manual. În sensul că, nu știu, ai probleme cu stringurile sau vrei să umbli la inverter sau ceva, e recomandat un separator mecanic. O să zică mulți că este overkill. Nu e overkill deloc. Este chiar foarte bine să vă puneți un separator mecanic. Deci, instalatorii zic, domnule, nu mai punem, că Huawei are, domnule, protecție la SPD, are protecție separator, are toate protecțiile din lume. Nu e adevărat, în primul rând, conform legii. Nu este legal să nu pui separator, să nu pui separator cu fuzibile, să nu pui separator mecanic, să nu pui SPD. Deci de aici, din start, ca să nu mai zic că să nu pun tablouri. Deci ca tablou, de exemplu, două stringuri cu separator cu fuzibile, cu SPD-uri și cu separator mecanic și cu tablou aferent, lejer sare de 1500 de lei, dar se poate duce până la 2000-2500 de lei, ca să înțelegeți costul. Deci într-o dată asta nu le mai pune instalatorul, scapă de costuri. După care, la ieșire din inverter, ce face? Nu pune conductor ca lumea. Am văzut peste tot cablul de prelungitor, nim. Pun mimuri, băieții pe COPEX, fără să-i doară cap. Mimuri până la contoare. Mimuri băgate și în pământ, puse și în soare, nu mai contează, mimuri. Că e cablu ieftin. Acum, vedeți, iar taie din costuri. Bun. COPEX-ul de cea mai slabă calitate, nu se discută. Nu, deja cerem prea mult. La ieșire, ce pune? S-au învățat, 1P plus N, curbă C, C25, C32 și gata. Bineînțeles, la 4.000, că na, la 6.000 sau la 10.000 e complicat. Asta pun băieții și uite așa reduc din costuri. Iar pe post de cutie, ce am văzut mai nou,
un separator, unul pe curent, da, la 4000, cu 4, la 44 kA cu C32, C25 și după aia pun un contor din ăla 1P. De obicei merg pe Eti, am văzut. Și pun un contor. Ei știu din ce motive, nu contează. Așa, și pun o cutie, de obicei pun cutiile în care se pun BMP-urile. O cutie care, practic, pe ea scrie pe 44, pe unele scrie pe 54. Nici de cum cutii care trebuie să stea în soare sau în ploaie. Și uite, așa reduc băieții din costuri. Deci nu pun protecții pe stringuri, pe fotovoltaice, pe partea de curent continuu, da? Deși e obligatoriu. Nu pun protecții și nu pun cutii de separație pe partea de curent alternativ, pe partea de putere, pe partea de 230 sau 400. Folosesc cabluri de proastă calitate, folosesc structură de proastă calitate, folosesc mufe de proastă calitate, mufele MC4, de exemplu. Diferența de la mufe de slabă calitate până la mufe de bună calitate, n-am zis cele mai tari mufe, înseamnă de multe ori și de 4 ori preț. Cei care au montat știu foarte bine ce înseamnă. La fel la conductor. Contează un conductor, în loc să pui 4 mm, să pui 6 mm. Sau în loc să pui MIM, să pui conductor solar. E să reduc costurile, credeți-mă, la niște sute de metri, ca să nu mai zic kilometri, mii de metri, cum fac instalatorii, costurile cresc semnificativ. Deci, vorbim acum despre vină. Nu mai zic de împământare, că nu face nimeni împământare. De obicei, încearcă să o paseze clientului, spune, domnule, e treaba ta. Dacă o face, îi pune un țăruș, două și cam atât. Clientul zice că acum a venit la partea de vină. De aia spuneam că vina e împărțită și a clientului și a instalatorului. Instalatorul vrea să facă instalările rapid, să-și ia bănuțul. Nu contează ce pune acolo. I-a dat drumul, a semnat clientul de primire, proces verbal, gata, și a bănuțul. Acum și clientul zice, îi spune instalatorul: bă, nene, vrei să-ți fac ca lumea? Hai, uite, mai pune și tu 10.000 de lei și hai să o facem ca lumea. Clientul ce spune? Domne, eu am plătit, da? Am plătit 2000 de lei partea mea, da? A dat statul 20.000, programul AFM, mie trebuie să-mi fac să funcționeze. Acum și clientul, scuzați-mă, dar și el are o mare, mare parte din vină. Înțelegeți? Clientul nu vrea să plătească diferența. Majoritatea nu vor să plătească diferența. Unii nu au banii necesari și putem să înțelegem treaba asta. Alții, din rea voință sau pur și simplu nu vor, din calicenie. Noi știm că am fost pe la clienți. Clienții care mă mai ascultă, care mai știu, care mai aud pe YouTube, știu foarte bine cu ce ne-am confruntat. O parte din clienții mei au înțeles despre ce este vorba și au schimbat. Pe cât posibil am schimbat, am pus, n-am lăsat, ei au tras, mulți au tras 3x2.5, 3x4, 3x6, lițat. Am client care a schimbat, am schimbat branșamentul, am pus 5x16 pentru viitor upgrade, pentru fazat sau 3x16. Am schimbat conductori, am schimbat protecții, am schimbat separatori. Am făcut după instalatori și înaintea instalatorilor. Le-am făcut terenul prietenic, deci am clienți care au înțeles necesitatea unor lucrări suplimentare, pentru că numai cum să te încadrezi în acea sumă. Înțelegeți? Deci acum clientul are partea lui de vină. Mulți, într-adevăr, nu știu. Dom'le, eu am scris în programul ăsta să-mi pui fotovoltaice, eu vreau fotovoltaice în casă. Și cu asta basta, eu nu mai plătesc suplimentar, că mie mi se pare că mi-ai bani. Pot să înțeleg și oamenii până la un punct, dar doar până la un punct. Pe de altă parte, v-am spus, sunt mulți care nu mai vor să dea bani. Spune, domnule, eu mi-am făcut și cu asta basta. Și după aia începem. Ne plouă în casă, ne-a luat foc panourile fotovoltaice. Mufele MC4, după două ploi și trei furtuni, nu mai fac contact și dă eroare stringuri. Sau, n-avem împământare, că meseriașul, instalatorul nu s-a încadat în bani. Și a zis, bă, nenică, eu n-am împământare, nu mai fac nicio. Credeți-mă, sunt puține instalații montate de instalatorii autorizați, de AFM, care au împământările legate. Și făcute cu adevărat, pentru că săracii, în ghilimele săracii, nu au cum să se încadreze în acea sumă. Nu ai că să te încadreze în 22.000 de lei, să-i faci clientului și împământare, să-i pui și material de bună calitate, să-i faci tot ce trebuie. Nu ai cum. Efectiv, nu ai cum. N-ai cum, că n-ai cum să te încadrezi. Altă chestiune, ce nu înțeleg clienții. Bine, unii iarăși nu știu, dar poate cu ocazia asta clienții ne ascultă și aud și înțeleg niște lucruri. Fraților, nu vă mai puneți invertoare din programul AFB. Acolo de obicei invertoarele sunt cele mai ieftine și cele mai la îndemână. Vreți să fiți
ca să zic așa, șmecher pe viitor, luați-vă, fraților, mai puneți diferența de bănuți și luați-vă invertoare on-grid, hibrid. Luați-le invertoare care pot să lucreze și on-grid și off-grid. O să vă explic imediat de ce. Pentru că, hai să și explicăm. Dacă vă luați un Huawei, de exemplu, nu dăm numele, ei există 5.000 KTL-uri sau sunt mai multe, nu contează. Vă luați un 5.000 on-grid, da? Bun. Pe la prânz, pe la ora asta, că noi suntem, uite, acum e ora 2, să zic, unde soarele e sus pe cer, foarte mulți clienți și care nu se vaită, se voi văta de acum încolo, se vaită că invertorul s-a deconectat de la rețea. De ce? Sunt foarte mulți care dau în rețea la ora asta, consum nu există, crește tensiunea foarte mult în rețea și la un moment dat invertoarele se decuplează de la rețea. Deci nu dați curent în rețea. Deci în momentul ăsta, dacă domnul client bagă un cuptor electric monofazat sau trifazat, de câți kilowați vrea el în priză, consumă frumos curent din rețea, deși el are inverter on-grid, deși are fotovoltaice pe casă, pentru că inverterul s-a decuplat de la rețea. Deci, el ce face inverterul? Simte că nu e ceva, nu e în regulă, sau fluctuații de curent, sau pică tensiunea, sau sunt o mie și una de motive. Sunt o mie și una de motive. Când ești on-grid, trebuie să ții cont de frecvența rețelei, sau sunt probleme cu frecvența rețelei, în anumite zone fluctuează și iarăși inverterul se decuplează de la rețea. Și te trezești că după o zi de on-grid, ca să zic așa, de soare, ai dat în rețea un kilowatt jumate sau doi. Pentru că e tensiunea foarte mare în rețea și inverterul tău nu dă în rețea. S-a decuplat de la rețea pentru că e tensiunea foarte mare. Sau ți-a picat curentul în zonă, sau cum avem clienți, de sunt zone unde există, mai ales pe la țară, în zone rurale, da, și pe la ora se mai întâmplă, se apar fluctuații de curent. Automat inverterul se decuplează, da, timp de 10 minute, am înțeles, unele din ele, altele, depinde de tipul de inverter, ele se decuplează 10 minute de la rețea, așa ai rămas pentru întuneric, mai ales dacă e noaptea, sau în anumite situații se pot întâmpla tot felul de chestiuni. Și inverterul ce face seara? Hai să punem scenariul cel mai rău. Este seara, e ora 10 seara și apare o fluctuație de curent. A căzut curent în o secundă. Inverterul s-a decuplat, tu ai rămas pe întuneric pentru că, na, el e obligatoriu să te decuplezi de la rețea. Ok? Și, bine, acum depinde și de tipul de inverter, depinde de mai multe lucruri în povestea asta. Bun. Și tu, în momentul respectiv, ai rămas pe întuneric. Da? Bine, multe au tot felul de, ca să zicem, cum să zic, aranjamente, artificii, de multe ori nu sunt corecte. Deci, rămâi pe întuneric. Luați-vă, fraților, invertoare on-grid hibrid, care să meargă și on-grid și off-grid, să aibă baterii. Încărcați-vă la prânz, de exemplu. Poți să setezi inverterul, anumite tipuri de invertere, poți să resetezi, de exemplu, mai întâi să-ți încarce bateriile. Sau, în momentul când se decuplează de la rețea, să-ți încarce bateriile. Nu dai în rețea, da? Încarcă-ți bateriile. Folosește-ți curentul pentru casă, da? Treci off-grid. Deci luați-vă invertere on-grid hibrid, care să meargă și pe baterii, să meargă și off-grid. Au ieșit. Are și, mi se pare că și Fronius. Am înțeles că și Huawei are. Din ce înțeleg, cine mai avea, zi pe ăștia albaștri, uite. Victron? Victron, am înțeles că a scos și Victron on-grid hibrid, acum are, mi se pare că are multiplusul ăla, care s-ar putea să meargă chestia asta. Deci luați-vă on-grid hibriduri, pentru că ușor, ușor, punându-și din ce în ce mai multe persoane fotovoltaice, la un moment dat veți da din ce în ce mai puțină tensiune, mai puțină energie rețea, pentru că vor fi foarte multe și începând de dimineață, de la ora 8-10, vor fi foarte multe, tensiunea va fi foarte mare și veți fi decuplați de la rețea și nu veți produce curent, nu vă veți scoate banii, mă rog, nu veți produce, veți consuma curent din rețea și nu veți da nimic în rețea în compensare și vă veți trezi că la sfârșit de lună vă veți compensa, nu știu, ceva de genul 20 de lei, 15 lei, 30 de lei. Atenție, ce vă spun eu, vorbim în general, nu vorbim situații particulare, nu vorbim diverse tipuri de invertere, nu vorbim diverse alte situații, vorbim în general, ce se întâmplă în general.
fiecare client poate să aibă un inverter diferit, care se comportă diferit și așa mai departe. Dar ideea per total, cam asta este. Ziua, când este soare, nu veți da curent în rețea. Veți consuma cu ce aveți voi în casă, veți consuma curent din rețea. Sau s-a oprit curentul, veți rămâne cum veți rămâne. Pentru că ele sunt setate să se deconecteze de la grid. Deci a rămas, s-a oprit curentul în rețea. Voi nu o să aveți curent în casă, deși soarele pe casă de 7 suliți, cum se spunea, cum se spune poveste. Pentru că veți fi fără curent, pentru că ele se decuplează de la rețea, pentru că nu sunt făcute să lucreze, să vă dea vouă tensiune în rețea. Așa, dacă vă luați un grid hibrid, trece frumos pe baterii, se decuplează de la rețea, aveți curent în casă, aveți totul funcțional și toată lumea e ok. Într-adevăr, este o investiție mai mare și în baterii, și într-un inverter mai performant și așa mai departe. Decât de exemplu în cazul Huawei, să ții inverterul și să mai ai și un backup box, care e și ăla un cost adițional. Da, dar și ăla are câteva secunde până se cuplează. Da, backup box-ul lucrează de obicei cu bateriile de la Luna, care sunt foarte scumpe. Deci, cu bateriile lor de la Huawei. Deci cu alea lucrează foarte bine. Poți să faci tot felul de artificii, mai mult sau mai puțin legale, mai mult sau mai puțin normale. Problema este că este mai bine să-ți iei un inverter on-grid, hibrid, care să știe și on-grid, și off-grid, și hibrid, și poți să-l setezi oricum vrei, decât să stai, decât în on-grid, să te trezești că după o zi de soare n-ai dat în rețea decât 2-3 kW, 5 kW, 10 kW, și tu poți să dai 2-3-5 kW și tu să consumi 15 kW. Pentru că asta este, inverterul dacă depășește o anumită tensiune în zonă, nu se mai cuplează la rețea sau dacă are probleme de sincronizare cu frecvența. Mai sunt probleme și așa mai departe. Deci eu am dat doar câteva exemple și am spus câteva chestii generaliste. Eu nu stau să iau pe fiecare tip de inverter în parte, pe fiecare tip de instalație în parte. Deci, dacă încă sunteți în programul, încă urmează să vă instalați programul Casa Verde, rugați instalatorul, dacă se pricepe și dacă știe, să o facă instalația, plătiți diferența de bani, nu vă uitați la bani, rugați-l să vă pună conductori de bună calitate, protecții de bună calitate, să vă facă separația atât pe partea de curent continuu de fotovoltaice, cât și pe partea de rețea. Puneți-vă separatori mecanici, nu separatori pe fuzibile, aia sunt doar în caz de urgență. Separatori mecanici, cred că ați mai văzut pe internet, sunt cei galbeni cu roșu. Să puteți oricând să vă decuplați de la rețea, să decuplați inverterul. Doamne ferește, aveți o problemă, se încinge un panou, Doamne ferește, ia foc, ia să ia repede energia pe partea de fotovoltaice și energia de la rețea. Și așa mai departe. Nu vă zgârciți cu materialele, rugați-i să vă pună material de bună calitate. Întrebați-i, nene, am pământare? Nu, fă-mi pământare, cât costă? 2000-2500 de lei, gata, domnule, plătesc, este pentru siguranța voastră. Bine, aici sunt doar câteva exemple. Sunt foarte multe lucruri de discutat. Foarte multe lucruri de discutat. Știu că nu sunt bănuți. Știu că toată lumea vrea. Viitorul este, v-am spus, un grid hibrid în care să-ți poți folosi și bateriile tale în caz de probleme. Să te poți folosi de energia pe care o stochezi. Știu, este o investiție mult mai mare. E normal să fie mai mare. Dacă mă întrebați pe mine, cel puțin se dublează, dacă nu triplează, dar atunci folosiți cu eficiență soarele. Da. Zic, coleg, mai ai ceva de zis? Ce să zic? Pentru majoritatea care s-au pus, spor la dată în rețea. Da, problema e că din ce în ce mai mult își pun, cine o să mai consume? Păi da. Cine o să mai dați acel curent, de fapt? Păi dacă da, nu magazinați voi și nu folosiți pentru propriul consum, o să ajungeți într-un moment în care nu o să mai fie un consum din rețea, semnificativ, cât să renteze. Da. Eu știu că o persoană, hai să spunem așa, influencer de pe internet, nu, dar numele că nu, omul nu a greșit cu nimic când a spus treaba asta, cine știe ce a spus, știe ce a spus. Nu am nimic cu el, Doamne ferește, nu e nicio nenorocire, adică nu vorbesc de rău în sensul ăsta. A spus așa, cea mai bună baterie este rețeaua. Și da și nu.
rețeaua e bună când poți să dai putere în rețea, să ți-o magazineze în ghilimele rețeaua, să ți-o consume și să-ți primești bănuți pe ea sau să-ți recuperezi bănuții pe care i-ai băgat în instalație. Dar în momentul în care toată lumea vrea să dea în rețea și rețeaua te respinge, nu mai dai curent în rețea datorită condițiilor, s-a ajuns la o anumită tensiune sau frecvența fluctuează sau foarte multe probleme, în momentul ăla instalația ta fotovoltaică nu mai rentează să dai 2, 3, 5, 7, 10 kW pe zi. Pentru că nu mai rentează. Pentru că nu mai rentează investiția. Pentru că și panourile fotovoltaice au nevoie de mentenanță, chiar dacă ați plătit o sumă mică statului. Aveți niște obligații. Altfel, în viitor veți avea probleme cu instalația fotovoltaică. Deci, pentru cine înțelege un pic de cum stau lucrurile, e bine să acționați ca atare. Da, nu știu unde a rămas, că s-a închis camera, că s-a încins din cauza căldurii. Suntem prin aglomerata capitală, adică ne mișcăm. Așa. Deci da, fotovoltaicele, cam așa e povestea. E pe principiu, nu vă montați fotovoltaice dacă nu știți ce să cereți instalatorului și ce vreți de la sistem. Nu vă montați fotovoltaice pentru că s-ar putea să aveți mai multe probleme decât aveați înainte. S-ar putea să vă treziți cu, bă frate, eu înainte stăteam liniștit, plăteam factura la electrică, acum mă enervez non-stop că se deconectează de la rețea, că mi s-a întrerupt, nu mai merg panourile, că îmi plouă în casă, că nu mai vine electrica să mă lege la un grid, că instalatorul mi-a pus inverterul cum au plătit-o și alții în termenul legal și panourile nu mi le-au pus nici acum după 6 luni. Că diverse întrebări. Și zici, ce am făcut eu cu viața mea, că eram liniștit și acum mă doare capul. Știți? Deci mare grijă cu fotovoltaicele, gândiți-vă foarte bine ce faceți. Iar dacă vreți să vă băgați în chestia asta, nu zic să vă băgați, vă băgați, vă referește, e foarte bine. Să fim o țară green, o țară verde. Dacă vă băgați în chestia asta, consultați-vă cu un electrician, gândiți-vă foarte bine și apoi apucați-vă de treabă. Adică sunați-vă instalatorii, faceți ce aveți de făcut. Iar dacă aveți bani, nu stați după programul de fotovoltaice de la FM, pentru că oricum s-ar putea la un moment dat să lanseze programul prima rablă de invertor, s-ar putea să le schimbați și o să dați un invertor vechi pe un invertor nou. Glumesc, vă dați seama. Da, cam asta e pentru filmulețul ăsta. A fost mai mult despre fotovoltaice. Da, ce să zic, ne vedem când ne întâlnim. Baftă!